Încep lucrările la stadionul municipal din Târgu Jiu, deși construcția finală era programată în martie. Vremea bună din ultimele zile le permite constructorilor să înceapă mai devreme. Odată cu încălzirea vremii și costurile cu întreținerea vor fi mai mici. Stadionul municipal va fi inaugurat în primăvară. Odată cu vremea prielnică pentru lucrări, constructorii se pregătesc pentru a începe lucrările de finalizare la stadionul municipal din Târgu Jiu. Două companii câștigătoare au procedat deja în această perioadă de timp, pentru că și vremea permite, la începerea lucrărilor, organizarea de șantier, care este foarte importantă pentru începerea amenajării terenului. Este foarte important să și organizeze toată partea de infrastructură, în așa fel încât, odată cu obținerea tuturor avizelor necesare, să poată să intre în linie dreaptă cu lucrările privind partea de utilități, care va fi cu prioritate abordată. Vremea bună va reduce și costurile cu întreținerea stadionului. Va fi cu siguranță un consum mult mai mic de energie electrică, mult mai mic de gaze, și firesc, astea nu pot decât să ne bucure atunci când știm că sunt costuri mai mici. Lucrările de final la stadionul municipal vor începe efectiv în martie, iar investiția va fi recepționată în luna mai.